Vienna de o vreme, toată viața mea e la hotel. Mă plâng de chestia asta. O să vă arăt rapid camera în care stăm. Suntem aici împreună cu DM Romania pentru GlowCon, care are loc mâine. Este un eveniment super mare, o convenție de beauty și de-abia aștept să vă arăt toate detaliile și toate lansările. Este camera mea, e micuță, dar am tot ce am nevoie aici, adică laptopul și patul. Și am un view foarte drăguț către oraș. Ia să vedem dacă o să vedem view sau o să mă văd pe mine. Nicey. Dar e cam frig, sincer. Am sperat degeaba că o să am vană. Încă nu am vană acasă la Cluj și peste tot unde mă duc vreau să fac o baie. Dar se pare că aici nu am vană. Am duș. Dar nu-i bai. Să sunam pe Federova. Sunt super obosită, dar vreau să o cunosc. Și nu am vlogul de Punta Cana, but who cares about this? Aici vorbim despre Viena și GlowCon. Salut! Ce faci? Ce faci? Bine, tu? Dormi? Nu! Super! Acum am ajuns eu la hotel și m-am cazat, m-au plasat pe cameră și vreau să întreb dacă vrei să mergem până jos în lobby la un drink. Oh my god, m-am demachiat, arăt ca un monstru! Hai măi, deci zi-mi dacă vrei, dacă nu ai chef, ne vedem dimineață, că și eu sunt obosită, dar am zis că dacă ți-am promis că ne întâlnim, ne întâlnim, acum... Hai, mai bine să te odihnești și tu, că am văzut că okay. Am fost încărcată. Da, a fost de lipsă. Să... Stai liniștită, n-ai, am zis că te sun, ca să nu zic. Ești o drăguță, mersi, da. Bine, dear. Mă gândeam tot uitat pe geam, nu vă vedeți, nu nimic. Nu, acum am ajuns abia. Bine, atunci hai că ne vedem. Eu o să cobor dimineața pe vreo 8 și un sfert, cam așa la micul dejun. Cumva, cred că o să cobor direct pregătită de plecare. Că am înțeles cu fetele că la 9 ar trebui să plecăm de aici. Dacă vrei să mănânci tu micul dejun, ne vedem la micul dejun. Dacă nu, la 9 jos în lobby și de acolo ne tot ducem. Ai primit programul oare? Sau s-a dat fetele? Nu știu, că mi-au spus ele că au făcut un grup și cu tine și cu toată gașca. Da. Ok. Da, mă rog, da, mi-a dat ceva pe mail. Mă rog, mâine până la 6:30 durează. Toată treaba asta, o să avem foarte mult de pedalat pe acolo, deci ia-ți ceva comod ca să poți să te miști, ceva Adidas, sneakers și chestii de genul ăsta. A, da? Păi, așa că zic. Că o să-și ia tocuri și de-a tocuri. Da, da, este toată lumea în tocuri. Da. Și ia tocurile la ea. O să-și ia Adidas și... Mă gândeam și eu să le lăsăm în mașină. Își ia Adidas și pici. Când... Oricum o să mergem cu un Uber, am înțeles. Deci vezi că nu știu ce putem să lăsăm în mașină exact. Anyhow, eu ce ți recomand, dacă ai o ținută care ți-e foarte fancy și așa, ia-ți și tu o geantă mai mare și pune tocurile dacă vrei să-ți faci poze. Dar cu tocurile altceva nu o să ai ce să faci pe acolo, pentru că este o convenție de beauty și foarte mare. O hală, o dita mai hală. O să trebuie să umblăm în foarte multe locuri și standuri, știi? Adică, na, dacă te zici pe tocuri și ai chef de așa ceva, poți faci treaba asta, dar eu cel puțin una o să merg în Balenciaga sau în Converse, nu știu, în funcție de ce mi-aleg în seara asta să văd cu ce mă îmbrac. Nu iau tocuri. Bun. Bine, dear. Păi așa facem atunci, a? Ne vedem dimineață pe la 8 și un sfert. De jos. La micul dejun. Bine. Te pup. Noapte bună. Pa, pa. She's so cute! Am mai vrut să ne întâlnim că s-a demachiat. Foarte bine, o să mă demachiez și eu și mă pun la somn. Că mi-e somn. O să mă pun să mă uit. Știți la ce mă uit seriile astea pe YouTube? La filme românești. Am început să le iau cap-coadă și am început să mă uit acum la BD în acțiune. Dar cred că o să sar și mă uit mai bine în BD la munte și la mare, că îmi place foarte mult și mă liniștește și îmi plac vocile actorilor vechi, pur și simplu. Yep. Și am ajuns! Aici la târg se întâmplă tot felul de chestii. Ce faceți? Stați la rând? Așteptați aici la micul Las Vegas? Ia să vedem ce putem să câștigăm.
câștigat sau ce înseamnă asta? Fai de capul meu, ce ruj nebun am câștigat. Deci nu se poate așa ceva. This is next. Să dăm niște ture pe aici. Produsele pe care le-ați văzut deja, de la Trendita, sunt available în magazine DM din toată România. O să mă ocup să vă fac un giveaway în acest video cu câteva produse faine pe care le găsim pe aici. Let's go and find some! Asta era recomandarea Laurei Ion. Și în sfârșit am ajuns și aici. Paste cu trufe aveți?
fapt. Eu sunt la micul de muncă, fete de la agenție deja au plecat spre Timișoara și mergem cu Federova prin Vienna, prin centru. Facește poze, noi plimbăm de colo-colo. Luăm micul dejun cu care mergem să plimbăm puțin prin centru Viena, pentru că m-am plecat spre Timișoara. Aeroport, vorba e de la 8.50, deci o să ajung la 1.00 pentru legăturile cu Cluj, dar e ok, we'll handle it, no problem, avem de lucru oricum. Ce-am primit aici? Ne-au adus niște ciocolățele. Au văzut că ne-am dat tag pe Instagram. It's so nice. Thank you. Dacă mai mâncăm acum, trebuie să mâncăm și desert. Este o surpriză. Trebuia să avem și un desert. Am luat un doboș. Amin. Doboș. Ce ai acolo? E ceva cu alune, nu? Cu alune de pădure. Și după cum v-am promis, o să avem și un giveaway. Lansăm un concurs aici pe YouTube pentru voi. Puteți câștiga două seturi de cosmetice pe care le-am achiziționat de acolo, de la Glowcon, și le-am ales special pentru voi. Sper să vă placă selecția mea. Pentru a vă înscrie, trebuie să-mi lăsați un comentariu sub acest video aici pe YouTube și să-mi spuneți care este trucul vostru preferat pentru un make-up fresh de primăvară. Let me know și multă, multă baftă. Vom anunța câștigătoarele la mine pe Instagram, așa că make sure you follow me there. Sunt Alina CEUSAN pe Instagram. Ne vedem curând cu noi episoade pe YouTube. Kisses!